cu prostii? Zidă-i, păi tocmai la ea. Zice Maricica, îi zice unul una. Maricica, vrei o ciorbă? Nu mai gine, stăm de vorbă. Maricica, vrei friptură? Nu, că mi-e zbubi la gură. Maricica, vrei cafea? Asta nu-i plăcerea mea. Maricica, vrei o bere? Nu face nici o plăcere. Maricica, eu te f***. Asta-mi place și el mai mult. De ce n-ai spus la început? Ia mai ziceți unul. Păi care să mai zic? Zice că unul a murit și ai mai stat o leacă, când s-a dus nevasta să-l îngroape acolo, ea nu plângea și zice o vecină, jelește-l fă și tu o leacă, că râde lumea de tine. Constantine, omul meu, uite aici e locul tău, nu cu mâna în părul meu, ca acum în nouă locul tău. Apoi nu știu unde să mă la picioare sau la cap. Foarte frumos, mă spuneți! Și unul să lăuda mereu că nevastă ca lui iubitoare n-are nimeni pe lumea asta. Și ce? Ăștia să plictisise de el. Ce zice într-o zi? Vorbește cu mai mult, zice, mă, hai să luăm o coroană și niște lumânări și zice, să aranjăm cu el să se facă că moare ca să ne arate nouă cât de rău plânge nevasta. Și s-a dus cu coroană, cu lumânări și îl îmbracă în trailing și cu Adidas în picioare și când să-l scoată din casă, Marie, zice o vecină, plângi mă și tu o leacă, că râde lumea de tine, e de cu cot. Marine, Marine, unde duci, Marine? Și el se scoală în curt în cociuțe la stadion, f***, Dumnezeu, m-ai îmbrăcat tu sportiv. Da, bună. Dar pe acela cu bulă, de pe vreau Ceaușescu le știi, nu mai știi? Nu știu pe ăla cu bulă, nu mai le știu. Nu mai știți? Nu. Că și acela erau foarte... O fi fost, dar a uitat baba. E, asta e. Așa. Mai ziceți? Nu mai zic. Nu mai ziceți. Nu mai. Hai cu Gogu. Cu ce? Gogu. Cu Gogu afară din pantalon. Zice unul bătrân de 75 de ani la una tânără, zice, îmi dai voie să mă joc și eu cu căciula ta, aia neagră. Zice, căciula mea costă cât? 1 milion. Îi dă 1 milion și se duce omul și nu poate să facă nimic. Și pleacă el supărat afară cu gogul scos afară din pantaloni. Și era un ger afară și se întâlnește cu o babă. Și baba zice, papă, nu facă dracu, spărcăciunea aia înăuntru, că îngheasă de frică. Dar el oftează și zice, las-o dragului să înghețe că i-am cumpărat căciulă de 1 milion și n-a vrut să o pui în cap. Gata, nu vă mai spun.